Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Am ieșit în Parcul Central împreună cu Lucian. Bine te-am găsit, Lucian! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Lucian este kinetoterapeut și astăzi ne va învăța să alergăm. Pentru că foarte multe persoane își propun să iasă la alergat, însă nu o fac corect și riscă accidentări. Am dreptate? Da, e un capitol care necesită puțină, puțin informație și câteva lucruri mici, tricuri care să ne ajute să prevenim orice fel de accidentări sau, din potrivă, să ne putem crește competențele. Hai să începem cu începutul. În afară de voință și de o oră liberă în program, de ce anume avem nevoie pentru a putea alerga Păi, în primul rând, ca și în orice ne propunem, este nevoie să ne facem un mic plan și el placă de la ordinul momentan în care să ne sistematizăm câteva antrenamente, să ne programăm câteva antrenamente în care să ieșim de preferat în aer liber, dar se poate și la o sală de sport. Important este să facem procesul de mișcare. Deci, să avem un plan pe cel puțin între 2 și 4 săptămâni cu între 2 și 5 ieșiri pe săptămână, astfel încât să fie și un timp de refacere, mai ales că majoritatea dintre noi avem și un program care trebuie susținut, deci nu trebuie să ne ducem la epuizară. A, cu ce începem echipamentul? primul rând, cel mai important aspect, indiferent că suntem amatori sau profesioniști, echipamentul respectiv, încălțămintea, e cea mai importantă latură din ceea ce înseamnă alergare, indiferent că facem sipra alergare sau alte feluri de antrenamente. Deci cu cât ne găsim încălțăminte de specialitate adecvată care să protejeze și să absorbă șocurile la nivel tendinos și osos, cu atâta nu numai că salvăm, în primul rând, din orice posibile mici accidentări, dar din potrivă, alergarea va fi o plăcere și ne va face astfel încât să putem să ne îndeplinim obiectivele, că sunt de a face simplu sport pentru bună dispoziție sau avea anumite obiective competiționale minore. Deci foarte, foarte important încălțămintea. După aceea și celelalte părți de îmbrăcăminte și așa mai departe care să ne ajute la transpirație, la nu avea diferite situații să ne fie prea grele sau implicit dacă interperia e vrea să ne protejeze de diferite situații ale naturii mai puțin plăcută. Dacă persoana care vrea să iasă la alergat nu își permite să investească foarte mulți bani, care este piesa cea mai importantă? Încă o dată zic, cea mai importantă piese sunt Adidas și, în momentul de față, sunt uh, companii cu prețuri foarte bune, de încălțăminte simplă, mai ales că dacă nu alergăm neapărat nu de necesită diferite feluri de încălțăminte cu aderență, găsim cel puțin pentru plat la prețuri foarte, foarte bune, încălțăminte bune. Important e să nu fie grei, să nu fie rigizi și să aibă cât de cât un randament de absorție. Deci Adidas și, și implicit sistemul de prindere Adidas și sunt cel mai important aspect în tot ceea ce înseamnă partea de sport și deci, practic, cum ne legăm și returile? Absolut, foarte important. Strângerea, prinderea, mai ales legarea lor, adică majoritatea la început, poate crezând că e un confort de a lăsa mai liber piciorul, probabil nu necesită sau nu se gândește să lege și lasă mai liber, nu, din potrivă, piciorul trebuie să stea înzăvorit în Adidas, prins cât să circule, bineînțeles, sângele, dar mai mult decât orice să ofere siguranță piciorului. Când ți-am spus că vreau să facem o emisiune în care să ne inițiezi în tainele alergatului, ai ales o suprafață pentru mine neconvențională, iarba. De ce? În primul rând, suntem obișnuiți și ne-am ne -am dezvoltat noi de atâtea mii de ani capacitatea fiziologică în natură și pe suprafețe de absorție cât mai plăcut. Așa că din punctul meu de vedere, ori într-o zonă în care să avem acces la iarbă, gazon sau într-o zonă specială menajată în care să fie un organ, nu neapărat gazon artificial, pe cât diferite suprafețe de alergări specifice care să absorbe șocurile și să prevină situațiile tendinoase sau articulare care pot să apară. Sunt mult mai bune pentru începutul oricărui sport, dar și alergării. Perfect. Avem suprafața de alergare, avem echipamentul, ce facem până să începem efectiv să alergăm? Categoric, procesul de încălzire, cel mai important, și aici nu ne referim doar la trendul inferior, ci și bazin și trendul superior, ceea ce înseamnă brațele, ceea ce înseamnă partea de coloană vertebrală și, în general, punerea în funcțiune tuturor mușchilor posibile, astfel încât în cele 5 minute, nu mai mult, să putem uh, începe orice proces de încălzire. Alergarea nu înseamnă încălzirea, nu înseamnă alergare foarte încet, înseamnă o încălzire a tuturor articulațiilor corporale ca să începem partea de alergare. Ne arăți câteva mișcări și ne explici de ce ne ajută acele mișcări? Categoric, o să facem pe scurt, foarte uh, elogvent astfel încât se vede în toate zonele articulare și o să începem probabil puțin cu zona cervicală, sus și jos, ușor stânga-dreapta, o să le grăbim puțin ca să putem intra în aproximativ toate, răsuciri, ușoare rotație, acum aici o să merg eu în față și în spate ca să punem partea de mâini, ușoare răsuciri ale trunchiului, de -o parte și de alta, rotații ale bazinului, de -o parte și de alta și bineînțeles foarte important genunchii și gleznele, rotații de o parte, rotații de celelalte, exercitând aproximativ 10-20 de mișcări din fiecare pe toate segmentele, ajungem undeva la 3-4 minute de încălzire, care poate foarte, foarte bine să prevină orice fel de probleme, dar mai mult decât orice să putem să avem parte de un sport plăcut. Asta vreau să întreb, care sunt riscurile dacă nu ne încălzim înainte de alergare? Pe în primul rând, tendoanele și mușchii nu sunt pregătiți pentru absorție, indiferent de tipul de sport, mișcare sau alergare de suprafață care o facem și pot apărea poate nu în momentul respectiv, dar mici accidentări de rulaj, care mai devreme să mai târziu să ne țină probabil departe de a putea face sport între 2 și 6 săptămâni. Diferite mici întinderi, diferite mici tendopatii sau alte accidentări mai profunde ale structurii articular osoase, care pot fi avansate. spune te rog frumos, cum alergi corect? Uh, discuția despre alergarea corectă este foarte amplă, dar întotdeauna o simplific la două aspecte. Alergarea pe plat și alergarea pe diferite să zice, zone montoase sau de dealuri. Alergarea pe plat e foarte important întotdeauna să avem ușor trunchiul aplecat în față, astfel încât centrul de greutate să nu fie pe coloana vertebrală, ci puțin să-l avem în față, astfel încât în momentul în care călcăm cu piciorul stâng ridicăm mâna dreaptă și invers. Deci ușor, pe vârfuri și cu corpul puțin a plecat în față. De aia, de multe ori, la final e bine să facem parte de în ca să ajutăm și zona spatelui care stă ușor ca și grad înclinat în față. Și în cazul alergării montane, unde avem și urcat și coborât, acolo va trebui să ne pliem în funcție de relief. Practic, în momentul în care urci la deal, te pleci și mai tare în față, astfel încât să poți urca și mai bine. În momentul în care mergi puțin la vale, puțin o senzație de a sta perpendicular sau pe spate, astfel încât să absorbi șocurile pe fiecare călcâi pus în față. Pe plat, cum ziceam, puțin a plecat în față și în rest alergare pe vârfuri, iar pe ceea ce înseamnă diferență de nivel și muntos, la urcare și mai a plecat în față, iar la coborâre puțin perpendicular și lăsat pe spate. Da, discuția despre corect e mult mai amplă. E mai ușor să alegi la deal sau la vale? Alergarea de munte și pe munte îți dă acea satisfacție combinându-le pe ambele. Din punctul meu de vedere, personal, este mult mai plăcută cea de munte. În schimb, orice fel de alergare începe de la plat, pentru că de acolo încep să îți dezvolți, să zicem, abilitățile de alergare și mai ales sportul de masă, cel mai probabil de aici a început din zonele de plat. Cel de munte îți conferă o plăcere a frumuseților naturii, practic. În Cluj-Navoca avem foarte multe locuri în care se poate alerga. Uh, unde ar trebui să meargă în primul rând un începător? Cred că parcul central oferă cele mai bune posibilități din trei puncte de vedere. Accesul, ușor, aer curat, natură doi la mână cu siguranță, poți indiferent de perioada de zi sau din noapte să vii, este iluminat, este foarte sigur și foarte plăcut și doi la mână este una dintre zonele în care poți alerga dacă dorești, și pe suprafețele mai tari, având, să zicem, înclinații de alergare de șosea sau și dacă sau poți alerga până și pe suprafețele uh, de iarbă, unde probabil alergătorii montaniism mai înclină mai mult. Zona foarte apropiată, foarte ușor accesibilă, și ai toate aspectele constructive pentru a putea alerga. Lucian, îți mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai arătat astăzi. Cu mare drag și mult sport în tot ce faceți. Iar cu dumneavoastră să ne revedem uh, sănătoși. Lucian, alergăm? Hai să facem câțiva bași.